Și ministrul Apărării Naționale vine cu primele precizări după atacul cibernetic care a vizat instituții strategice, guvernul, Ministerul Apărării, Compania de Căi Ferate. Valentina Vasile vine cu toate detaliile chiar acum. Bună ziua, Valentina, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Grupul de hackeri pro-rus Killnet a revendicat atacurile cibernetice care au avut loc în această dimineață asupra mai multor site-uri și vorbim despre site-ul Guvernului, site-ul Ministerului Apărării Naționale, site-ul Poliției de Frontieră și cel al companiei CFR Călători. Grupul de hackeri pro-rus Killnet susține că aceste atacuri cibernetice au venit în urma declarațiilor făcute de către Marcel Ciolacu. Liderul PSD a promis că va ajuta Kievul cu arme letale. Specialiștii din domeniul IT spun că este foarte important că a fost doar blocat accesul utilizatorilor pe aceste pagini de internet și nu au fost afectate date confidențiale. E un atac simbolic mai degrabă, care încearcă să arate că nu funcționează sau să-ți placeze ceva, un alt mesaj contrar, așa se face în această zonă, contrar intențiilor tale de comunicare. Nu este un atac care să afecteze, să spunem, baze de date sau sistemul de comandă sau control. Deci nu este cazul, este doar un atac simbolic. Așa cum am prezentat, am văzut și la un moment dat și directorul SRI, sigur că asemenea atacuri și în perioade fără război există asupra site-urilor guvernamentale, dar noi suntem pregătiți, diviziile noastre de cyber security sunt pregătite pentru asemenea atacuri. Nu am avut niciun atac major la o bază de date sau la o instituție importantă a României în ultimii ani care să fi avut șanse de succes. Dar atacuri de genul acesta sunt și din partea amatorilor. Analizăm această situație și vom lua măsuri suplimentare. Specialiștii IT